Mi-am schimbat piciul la baie. Călător prin univers. 10 minute, da? 5 acum. Mai recuperat și mai. Nu bună dimineața. Numele meu este Tis Alexandru, după cum știți, pentru cei care vor vedea înregistrarea video. Ce să... nu eram pregătit neapărat pentru mentoring, m-am gândit acum, mă gândeam ce pot să vă vorbesc și cu ce pot să vă îmbunătățesc, ca să zic așa, viața. Ce aș putea să vă spun, ca la un moment dat, vorba unui prieten, pot să vorbesc mult, pot să vă spun multe chestii despre mine, dar nu neapărat ceea ce aș spune despre mine v-ar schimba viața, ci ceea ce pot să fac pentru voi și să vă îmbunătățesc. Mă gândeam la o chestie care oarecum de time management și de simplifying your life, să-ți simplifici viața și acțiunile. Eu în ultima vreme fac următoarea chestie. Când am o decizie de luat și vis-a-vis chiar și de bani, de a cheltui ceva, folosesc următoarea clasificare. Este în felul următor. Mergând pe chestia de acronim, merg pe acronimul VUD. Ce este vital, ce este urgent și ce ar fi drăguț să. Și vis-a-vis de bani, de decizii, în mare parte, ce este vital să fac? În funcție, bineînțeles că trebuie să aveți, în primul rând, stabilite țelurile. Apropo de bani, când aveți de făcut cheltuieli, este foarte ușor să vedeți dacă să vă manageruiți cheltuielile, în gândindu-vă vis-a-vis de un lucru care l-aveți de cumpărat sau vreți să-l cumpărați, dacă este vital pentru voi, ca familie, pentru voi personal, dacă este urgent și dacă ar fi drăguț să. Vital pentru noi este să cumpărăm mâncare, vital pentru mine, la un moment dat, este să cumpăr șervețele umede și pe pătufimea, da? Vital e să plătiți curentul, să vă... Mă gândeam la chestii de cumpărat, da? Urgent, nu știu, urgent este să cumpărați niște... Ce să... Medicamente pentru bolnavi. Da, cu toate că duce spre noțiunea de vital puțin, că tot la fel ține de sănătate. Urgent ar fi să cumperi... Bem apă. Dacă nu bem apă... E tot spre noțiunea de vital. Să urgent ar fi să cumpăr o pereche de pantofi. Exact, exact, exact. Dar am totuși cu ce să mă încalți. Am un interviu și nu am cu ce să mă îmbrac. Nu, e urgent. Da, da. Să-mi cumpăr un tricou, tot la fel. Să-mi cumpăr o haină. Sunt chestii urgente, dar nu neapărat vitale, că sigur aveți o garderobă deja. Deci nu e o chestie care, vai, n-am cu ce să mă îmbrac. Ar fi drăguț să îmi schimb telefonul, să-mi iau un alt telefon, ar fi drăguț să îmi schimb mașina, tot la fel. E o cheltuială la chestia ar fi drăguț să. Dacă reușiți să vă clasificați cheltuielile în formula asta și să vedeți foarte bine ce e vital, ce este urgent, noțiunea asta dintre vital și urgent e la un moment dat foarte fină. Și aici trebuie să lucrați și să vă dați seama ce e vital și ce e urgent. Și drăguț să lăsați pe ultima. De cele mai multe ori, noi oamenii mergem în zona asta, cu drăguțul. Cine are cheltuieli drăguțe? Oh, să ridice, să ridice două mâini. Cine are urgente? Și urgente. Și vitale? Și vitale. Încă... Cine nu ridică mâna niciodată? Ok. Cine ia de la gata? Da. Am să rețin asta. Da.
Eu m-am regăsit de multe ori făcând cheltuieli drăguțe și fără nicio... chestia asta se spune și mai ales vis-a-vis de cumpărături și de a cumpăra chestii dulciuri. Se pare că vine din copilăria noastră. Atunci când eram mici și făceam ceva bine, părinții iau o ciocolățică, iau o bombonică, ia ceva. Ne-a rămas în minte, subconștient, chestia asta că dacă facem ceva bine, simțim nevoia să fim rewarded, recompensați cu ceva dulce, cu ceva frumos. Și de aceea, chiar dacă nu facem ceva bine, sau chiar dacă nu avem neapărat o chestie făcută bine, simțim nevoia să ne luăm o ciocolată, să ne luăm ceva dulce, ca să ne simțim noi acolo. Băi, am făcut, sau voi face, trebuie să fac ceva bine. Uneori ciocolată e vitală. Da. Care peste 80 de kilograme. Depinde de... Deci, acest lucru ar fi... și apropo de finanțe, eu fac o chestie foarte interesantă, să o numesc așa, este o aplicație care o am și pe telefon, dar se poate folosi și pe calculator. Două secunde, să o găsesc, că mai mult eu o folosesc pe telefon. Cash Control. Q-A-S-H Control. În care, de vreo două luni de zile, îmi trec absolut tot ce cheltui. Tot ce cheltui. Deci sunt control freak. Adică și dacă cheltui 2 lei, eu mi-i trec aici. Și mai poți să faci cheltuieli drăguțe în condiții... Nu prea. Asta e frumusețea. Dacă vă întreb pe care... Dacă vă întreb pe voi cât știți, cât cheltuiți pe lună... Eu știu. Tu știi? Tot! Nu. Sumă de bani. De-aia zic. Sumă de bani. De-aia zic. Relativ. Dacă nu știi cât cheltui pe lună... Indicator numeric. Da, indicator numeric, cifră, nu știi cât să produci. Nu prea știi. Tot la fel. Da. E de discutat. Păi nu știi cât să pui deoparte. Da, și nu știi cât să mai pui deoparte și tot așa. Aici fac o mică completare. Sunt multe cheltuieli care se fac emoțional. Da. Și nu le mai faci. Și nu le mai faci. Ai văzut? Deci plămân la piață și cumpere mai mult decât trebuie. Da, asta e verificată pe mine, vă spun. Deci niciodată. Când vreți să vă duceți la cumpărături... Mâncați înainte. Da, mâncați înainte. Chică, vă duceți în Oșan, luați un covridoc înainte să intrați în Oșan. Luați ceva de mâncare. Mâncați-l. Deci, și mâncați, da. Deci mi s-a întâmplat de enorm. Deci nu, e regulă. Dacă mă duc cu foamea în gât la cumpărături, exact. Iei toate tâmpenile posibile care salivezi după ele. Poți să da, bineînțeles. Ești o viață foarte gri. Nu se poate chiar așa. Deci alea cheltuielile drăguțe au rolul lor. Și țin în viață marții. Da, cum ar fi noi. Susțin economia. Da, corect. Că dacă nimeni n-ar mai face cumpărături drăguțe... Ai trecut de la roz, la fi. Da. Ce poți face? Eu, de exemplu, aplic tehnica Pomodoro când lucrez, știi? Etapele cu două ore, folosesc cu două ore, și dau premiu, ca să știi. Indiferent că ăla este, nu știu, să-mi citesc căsuța pe mail sau nici premiu. Așa și cu cheltuielile drăguțe. O să stabilești un buget pentru asta, dacă vrei cu adevărat să-ți controlezi finanțele. Și să-ți permiți cheltuielile drăguțe ca premiu pentru că ai făcut... Să te recompensezi. Să te recompensezi. Da, bineînțeles. Dar să le elimini în totalitate, mi se pare că... Frustrant. Nu, acum, vrei să le elimini în totalitate? Nu. Poate m-am făcut... să le conștientizezi și să... Prima dată, adică să nu faci întâi. Ca și importanță, asta trebuie să fie. Adică să... Să nu faci o cheltuială drăguță când tu știi foarte bine că nu ți-ai plătit curentul. Ca idee. Nu, întâi plătește-ți curentul, că fără curent nu-ți mai merge frigiderul. Nu mai ai internet, nu mai ai o grămadă. Deci asta vreau să zic. Nu schimbi
nu știu, nu-ți iei o pereche de pantofi de 2 milioane jumate, când tu știi că curentul tău care e 2 milioane jumate nu ți l-ai plătit. Asta vreau să subliniez. Am o alternativă și cu economie la tot ceea ce spui. Dacă mi se permite, am să, o să fac public. Te ajută pe fiecare care este prezent dacă vrea să o aplice. Te lăsăm pe data viitoare la o sesiune de mentoring cu cea mai mare plăcere. Mulțumesc. Eu accept. Dar este timpul meu și tocmai mi s-a terminat. Și vreau să facă încheierea. Este timpul meu, este sesiunea mea de mentoring. Îți mulțumesc mult de tot. În încheiere, că mi s-a terminat și vreau să țin la cele 10 minute, deci chiar nu vreau să mă pomănânc în timp, eu personal. Dacă mai are cineva de spus orice, cu cea mai mare plăcere. Ai mâncat deja în timp. Da. Am acceptat. Vreau să rețineți acest acronim, VUD. Vital, urgent, drăguț. Încercați să-l folosiți, să nu faceți o cheltuială drăguță înaintea unei urgente și să nu faceți o cheltuială urgentă înaintea unei vitale. Vă încurajez să folosiți aplicația Cash Control. Este și pe telefoane mobile. Nu știu dacă pe iPhone sau pe Windows, dar pe Android este că o folosesc. Este și site cashcontrol.ro. Vă faceți cont. Puteți să vă... puneți toate cheltuielile și toate cheltuielile și toate veniturile. Eu fac chestia asta de vreo 2 luni de zile și chiar mă ajută că știu cam cât cheltui și văd pe ce cheltui. Aveți grupe, puteți să vă setați grupe. Este foarte o aplicație foarte este gratuită. Aveți și o versiune Pro, dar deocamdată cea gratuită vă este de ajuns pentru început. Vă mulțumesc mult de tot că m-ați suportat. O mică completare, v-a drăguț acolo, cum ai spus, ideea e foarte bună să formeze.